Ce spui, Gigi Gheorghiu, despre această voce? Tocmai spuneam că nu știu dacă mai e ceva de spus, am rămas uimit, este o tânără extraordinară. De fapt, Republica Moldova pentru mine este ca o casă. Eu colaborez foarte mult cu Igor Mișcoi de la New York și tu îl cunoști foarte bine. Ce mai el face ne orchestrează? Igor, bine, de-abia m-am te rog să-i transmit salutări. Am foarte multe piese, sute. Piesele lui Igor Mișcoi sunt ca mașinile. Există o mașină, nu-i dau nume, și alte mașini, știi? Corect. Există Igor Mișcoi și alții. Așa este. Îl felicit pe Igor. Piesa pe care o voi cânta este scrisă împreună de mine și de el, muzica și versuri, Gheorghe Gheorghiu și Igor Mișcoi. Într-o seară de vară. Într-o seară cântă de vară. Cântă Gheorghe Gheorghiu. Într-o seară de vară te-am văzut prima oară și-am simțit că inima e a ta. Flacăra iubirii-n inimă și-ntr-o clipă iar m-am îndrăgostit. Într-o zi de vară ai venit. Într-o seară de vară te-am văzut prima oară și-am simțit că inima, inima o ia razna și iară. Într-o seară de vară voi cânta doar pentru ea, pentru ea. M-am îndrăgostit, nu e vina mea. Sau chiar e adevărat, vreau să cred în tot ce s-a întâmplat. Într-o seară de vară te-am văzut prima oară și-am simțit că inima, inima o ia razna și iară. Într-o seară de vară voi cânta doar pentru ea, pentru ea.
Gheorghe Gheorghiu! Îți mulțumesc, Gigi, pentru prezența ta în emisiune. Și eu mulțumesc pentru invitație. Voi răspunde de acum încolo, chiar dacă am multă treabă, rezolv și vin la emisiunea la voi. Îți mulțumesc frumos! Cu drag. Aplauze pentru Gheorghe Gheorghiu!